Frigiderul la control. Vreau să vă avertizez că am în frigider o mulțime de lucruri care n-ar trebui să le am și pe care le mâncam înainte de a mă hotărâ să încep cura. Sus am niște orez ăla, chiar trebuie aruncat sau dat la căței pe câmp. Aici e o chestie bună, știți, câteodată mă apuc așa năduful să cumpăr chestii ok, bio, eco, hipocalorice și aici e carnea mățelor, nu vă faceți probleme. Și altă dată, compulsiv, impulsiv, cumpăr cele mai groaznice lucruri, cum ar fi acest iaurt cremoso care are 5,3% grăsimi. Bine, acum nu o să-l arunc, am dat bani pe el, dar pentru că are totuși o mulțime de calorii, o să mănânc într-o zi jumătate și a doua zi cealaltă jumătate, că nu se strică. Aici o salată de roșii care pregătisem eu să mănânc cu niște boțuri de brânză, dar n-am mai apucat. Nu e nicio problemă, nu se strică în frigider o zi. Aici sunt niște cotlete, dar sunt bine ambalate, deci pot să stea până mâine, nu e nicio problemă. Îmi place să consum actimelul. O să închid puțin pentru că îmi țiuie senzorul. Îmi ajută la tranzit, la imunitate. Are și un gust puțin dulce și îmi satisface nevoia de dulce. Este suficient. E, aici e buba. Deci sunt o mare amatoare de... Nu mănânc carne multă, dar lactate nu mă pot abține. Și din nefericire să știți că există multe produse lactate hipercalorice. Emmentalul ăsta n-ar trebui să fie în frigiderul unei persoane care vrea să slăbească. Bine, iar nu o să-l arunc, dar o să-l mănânc în 3 zile sau în 4 zile câte o felioară, așa, de poftă. Aici niște brânză cu mucegai care este și ea hipercalorică. Dar uite, v-am spus, sunt impulsiv compulsivă la cumpărături. Asta e cu 0,2% grăsimi, adică hipocalorică. Asta e hipercalorică. Nu am o viziune coerentă în a face numai cumpărături bine alese. Aici este sectorul cu legume. Le fac la grătar, în general, fără ulei sau salate. Mă rog. Aici iarăși este cafeaua pentru lapte. Din astea aș mânca fără nicio problemă toată ziua. Da, nu pot nici pe astea să le mănânc. Și acum partea cu congelatorul. N-am ce să vă arăt mare lucru pentru că aici țin mai mult mâncare pentru pisici, că ele papă bun. Și mai am un cocoș tăiat de mama și niște sarmale trimise de Viorica. Eu urăsc să arunc mâncarea, deci nu-mi place chestia asta. Ideea este că îmi promit de azi înainte să fac cumpărături mult mai chibzuite și pe listuță. Pe listuță, cum să spun, nu o să mai fiu vânătoare la cumpărături, ci o să fiu mai bărbată, mai, domnule, asta e lista, de asta mă țin, asta am nevoie, v-am pupat.